dimineața din Bucovina. Ne-am întors în zona noastră preferată din țară și ne aflăm chiar în gura humorului. Am revenit aici în căutarea zăpezii. Deocamdată nu prea este, dar noi ne dorim foarte tare. Dar și așa, acest loc de poveste ne place maxim. Aici peisajele se îmbină excepțional cu oamenii, cu tradițiile, de aceea prevenim pentru nu mai știu câta oară. E un loc special pentru noi și pentru că vorbim de locuri speciale, am ales o cazare cu adevărat specială. Se numește Love Chalet, se află chiar aici. Ne doream de foarte mult timp să ajungem, îmi amintesc că am văzut-o în drumul nostru de alte dăți, iar acum, iată-ne aici! Dacă toți suntem aici, eu zic să facem un tur. Ne aflăm chiar pe terasa casei și eu zic să descoperim și interiorul. Haide, după tine! Primul lucru pe care l-am făcut, m-am descălțat. Fiindcă așa este frumos. Va fi noua noastră casă pentru câteva zile. Ne aflăm în livingul căsuței. Este foarte, foarte spațios și super luminos. Îmi place foarte mult acest lucru. Dar este și foarte, foarte înalt. De ce? Gazdele ne-au spus că aici este de fapt o fostă șură veche de peste 100 de ani. Arată impresionant cum a fost reinventată într-o casă. Livingul este atât de spațios și de generos, deoarece căsuța poate găzdui până la 10 oaspeți, având 5 camere duble. Dar cred că mai avem încă ceva de descoperit sus, înainte să ne alegem camera. Am ajuns și la cel al doilea living. Este mai intim, îmi place detaliile colorate, dar și faptul că poți admira peisajul atât pe o latură, cât și pe cealaltă. Da, e foarte fain. Și aici avem chiar și o măsuță pentru copii. A, păi eu nu cred că încap acolo, așa că o să rămân aici pe canapea. Tu ai o șansă, eu nu. Îmi place și covorul. Și mie. Îmi place faptul că de aici poți vedea mai bine toată perspectiva ca. Da, de la înălțime. Foarte fain. Dar ce e acolo? Parcă mai e ceva. Ah, cred că sunt de fapt două locuri și jumătate de relaxare. Aici mai este o băncuță. Ia ce fain. Și ce mai văd eu? Văd că are și prize aici, aici. Deci putem să și lucrăm. Da, este o căsuță potrivită pentru home office, că tot este la modă în această perioadă. Da, eu cred că pot să editez niște poze, un Netflix, iar... Unii aici lucrează. Exact. Super fain. Cred că trebuie să ne alegem și camera într-un final. Haideți să mergem. Ce cameră am ales. Ia să vedem care e câștigătoarea. Este o cameră spațioasă și luminoasă. Arată foarte bine. Seamănă cu living-ul. Cred că este orientată la fel. De acolo vine și lumina. Sunt orientate spre răsărit și avem și priveliște asupra grădinii. Dar, ne place. Dar de fapt, adevăratul motiv pentru care ai ales tu camera, eu cred că e altul. Este cea mai apropiată de bucătărie. Foodie. De bucătărie, mie mi s-a făcut cam foame. Clasic. Deci, am primit zacuscă de la gazde. Zacuscă cu ciuperci, de vinete și gem. Cred că putem să ne apucăm de micul dejun. Bucătăria este atât utilată, cât și echipată cu tot ce trebuie unui grup. Avem atât plită electrică, cât și plită pe lemne, cuptor electric, și aparat de cafea. Foarte important. Apropo, cred că trebuie să fac o cafeluță. Asta este pentru mine, iar ăsta este pentru tine. Cred că o să-mi încapă toată mâncarea acolo. Imediat vom mânca.
Dar mai ceva, nu știu că vom folosi bucătăria la capacitatea ei, deoarece noi suntem mari fani ai bucătăriei de aici din zona bucovinene, așa că sper să găsim ceva locuri autentice cu mâncare bună. Am câteva recomandări de la gazda noastră, putem să vedem. Cred că am ajuns la momentul preferat al zilei, din punctul tău de vedere. Micul dejun sau mâncarea în general? Poftă bună! După ce am mâncat micul dejun, care a fost mai bine zis un fel de brunch, am mai petrecut câteva momente în căsuța noastră, editând fotografii și filmări, dar acum parcă și afară. Ce zici? Eu sunt de acord. Haideți să mergem să vizităm mănăstirile din zonă. Hai! Prima oprire este la Mănăstirea Humorului, deoarece este la doar 2 minute de mers cu mașina de noi. Sau mai exact vreo 2 km jumate, 3, la de asta. Bine, n-am fost chiar exact. Chiar dacă nu avem zăpadă, din păcate, măcar avem soare, iar cerul este super senin. Să vedem, oare este deschis? Da. Să vă spunem și câteva informații despre Mănăstirea Humorului pe care tocmai am vizitat-o. Aceasta a fost construită inițial în secolul al XIV-lea, dar la începutul secolului al XVI-lea a fost dărâmată și vandalizată de tătari. Ruinele acestea se află undeva la 300 de metri distanță, iar Mănăstirea Humorului pe care o putem vedea și astăzi se află chiar în spatele nostru. Din păcate, pe latura nordică, cea din spatele nostru, pictura nu prea a fost bine conservată din cauza intemperiilor. Pe latura sudică, în schimb, se vede foarte bine, iar tehnica de pictură folosită și aici este foarte des întâlnită în zona aceasta de țară. După ce am vizitat Mănăstirea Humorului, am pornit către a doua destinație de pe ziua de astăzi. Și anume Mănăstirea Voroneț. Avantajul de a veni în timpul săptămânii este că veți avea toată parcarea pentru voi. Voroneț a fost construită în anul 1488 și a fost ctitorită de Ștefan cel Mare. Ce este interesant este faptul că aceasta a fost construită în doar 3 luni și 3 săptămâni, ceea ce este foarte puțin pentru acea vreme. Pictura, la fel ca și Mănăstirea Humor, este în stil moldovenesc, dar ce o face deosebită este albastru, albastru de Voroneț. Ce am mai citit eu și mi s-a părut interesant este faptul că se zice că pentru a obține acest albastru special a fost pictată când pereții erau semi-uscați. La fel ca și la Mănăstirea Humor, partea nordică acesteia este destul de degradată, iar partea sudică s-a păstrat, încă se vede acel albastru de Voroneț pentru care este cunoscută. Cât despre intrare, prețul biletului atât aici cât și la Mănăstirea Humor este de doar 10 lei pentru adulți și 5 lei pentru copii. Merită să le vizitați, sunt ceva unic și simbolic atât pentru zona Bucovinei, dar și pentru România. Ce am văzut și din interiorul mănăstirii este faptul că zidul se află într-o stare de degradare destul de avansată. După cum se vede și în spatele nostru, are aceste propte de susținere. Am văzut că se reabilitează, sperăm să fie gata cât mai repede. După ce am fost la cele două mănăstiri, ne-am întors acasă să mai petrecem câteva momente și pe aici, să ne bucurăm de acest loc. Dar acum ni s-a făcut cam foame, așa că gazdele noastre ne-au recomandat un loc, se numește Acasă în Bucovina. A spus cineva mâncare? Haide! Cine e prima la mâncare? Eu mi-am comandat berbecuț, încă sfârâie, miroase foarte bine, alături de mămăligă și brânză de oi. Mie mi-am luat ceva așa ușor.
Lați, nu nimeni. Ha, ne rostogonim până acasă. Pentru că mai avem și mai ceva avem de ciughi-ciughi. Mai avem niște cartofi care se vor face pe sobă, cu mușdei și desert. Acel moment când trebuie să mai poți și papanași. Cred că ți-a fost foame când am comandat. Cred că amândurora n-a fost. Bună dimineața! După ce aseară am cacat niște purcei, astăzi ne-am hotărât să plecăm în căutarea zăpezii. Sandra acum pregătește cafeaua și imediat vom porni la drum. Am ajuns pe la hotelul Rarău, iar în față avem un pinguin. Avem și tovarăși de drum. Afară sunt minus 8 grade, bate vântul, este foarte, foarte frig. Avem puțin, sper să fie răsărit. Jos. O dimineață reușită. Fanii, am stat la poze, ușlițul deschis, nu știu ce mi-e frică. Serios? Te dați am un tur. Mulțumim că ne-ai condus. Noi plecăm. Cam aceasta a fost drumeția noastră la răsărit pe Rarău. Am făcut până acum 2 km și jumătate. Mai avem cam 800 metri, 1 km până la mașină. Ne vedem mai târziu. Deoarece afară este soare și frumos, am zis, hai să bem o cafea la noi pe terasă, în fața căsuței. Era gândulea chiar de pe Rarău. De dimineață, de la răsărit. Eu am zărit acolo în foișor. Ce-ar fi să aruncăm o privire mai de aproape? Hai! Dacă astăzi nu ne-am fi hotărât să mâncăm la restaurant, cred că acesta era un loc foarte bun să ne pregătim cina. Așa este, cred că ceva la ceaun, un fel de gulaș, ar fi mers chiar bine. Sau pe sobă ceva, delicios. Da, ea este fan ceafă, de aia zice chestia asta. Da. Și aici avem și gâvetă, iar masa este la fel mare, pentru grup. Îmi place, este un foișor. Privește panoramică, poți să admiri atât pădurea, cât și dealul de lângă, dar și casa. Foarte fain. Iar de la foișor, poteca ne duce către un alt loc. Ce să fie? Este un loc pentru foc de tabără. Da, ce fain. Super faină ideea, pentru grup e super, super potrivit și poți să admiri și căsuța de aici. Ne vom termina de băut cafeaua, dar parcă ar merge și un pahar de vin. Că tot vorbeam despre vin,
Mă bucur că ai făcut și focul. Eu m-am echipat, deoarece afară este destul de frigut. Dar urmează să ne încălzim și să ne bucurăm de atmosferă. Ce mi-aș mai dori să fac este să admir stelele, deoarece cerul este super senin și se văd așa de frumos. Neața! Din păcate, excursia noastră în Bucovina a luat sfârșit și trebuie să ne despărțim de loc șalei. Dar înainte de a pleca, să vă spunem câteva lucruri foarte interesante pe care le-am aflat de la gazdele noastre. Apropo, sunt niște oameni foarte de treabă. Sau cum am spune în Banat, foarte, foarte fain. Confirm. De exemplu, Șura datează din 1903, adică de peste 100 și ceva de ani, iar casa de care aparținea Șura a fost distrusă de un incendiu în 1950. Ne bucurăm că Șura a supraviețuit și astfel gazdele noastre au putut face reconversia ei și să o transforme într-o cazare de poveste chiar la noi, în România. Și noi suntem astăzi aici și am bucurat de tot ceea ce oferă. Ce îmi place mie foarte mult este că au combinat stilul tradițional adaptându-l nevoilor noastre actuale. Au folosit și refolosit lemnul, cum se vede și în spatele nostru, dar și la construcția patului, a locului de odihnă sau chiar a lavoarului. Mi se pare foarte, foarte ingenios. Îmi place că și-au aplicat talentul în acest fel. Arată foarte bine. Șura dispune de 5 dormitoare duble, practic astfel putând să găzduiască 10 adulți. Fiecare dormitor are baie în cameră, iar spațiile comune sunt foarte, foarte mari, luminoase și curtea este imensă. Noi nici nu am ajuns în capătul ei, ca să vă faceți o idee cam cât este de mare. Vă recomandăm cu mare drag acest loc. Apropo, găsiți pe Facebook, pe Instagram. Dacă să vă fie mai ușor, o să lăsăm noi un coment mai jos cu toate detaliile de contact. Vă recomandăm din suflet să veniți în Bucovina și să petreceți câteva zile la Love Chalet. Dacă vă gândiți să faceți home office în cursul săptămânii, vă recomand să le scrieți pentru că o să aveți parte de o ofertă mai bună. Ceea ce mi se pare un lucru foarte interesant, adaptat la nevoile zilelor noastre. Pandemice. Cam așa ar trebui să se facă turism la noi în țară și ar fi mult, mult mai bine. Așa că vrem să-i felicităm pe această cale și ca să vă faceți idee cam ce muncă a fost aici, am primit de la gazdele noastre o poză ca să vedem cum arăta înainte. Și vă arătăm și vouă. Da. Era cum arată absolut wow. Maxim. Ne bucurăm că ați vizionat videoul până la final. Nu uitați să vă abonați la canalul Fotograful Călător. Să fim împreună în următoarele noastre aventuri. Apăsați și butonul acela de like, comment, subscribe, clopoțel și așa mai departe, deoarece așa funcționează YouTube-ul. Noi vom merge să ne mai facem o cafea și vom porni la drum către următoarea noastră aventură. Mulțumim! Vă mulțumim!